începem cu începutul. În Tirreno am plecat acolo cu așteptările a face două sprinturi bune. Mă simțeam bine și în etapa a treia și în etapa a șasea eram oarecum sigur că o să pot fac un rezultat bun. În etapa a treia, după cum ați văzut, am fost în față până în ultimul kilometru. În ultimul kilometru la sprint, cum toată lumea încearcă să prindă o poziție mai în față, eu eram destul de bine poziționat. La un kilometru eram la roata lui Sagan, apoi am tras puțin de frâne pentru a nu risca foarte mult, dar din păcate cel de la Androni, Palini și Jasper Stuyven m-au prins ca într-un sandwich la 500 de metri de sosire și n-am mai avut ce să fac. A fost efectiv o căzătură la care nu mă așteptam, adică de obicei cam știi ce urmează, poți să vezi cum se termină acel moment, dar am fost prins într-un moment în care nu mă așteptam, pentru că pe partea stângă eram liber, iar Palini a venit neașteptat și a intrat în mijlocul plutonului, prinzându-mă cu șoldul lui în ghidon, ceea ce mi-a făcut să-mi întoarcă ghidonul și am căzut la 75 la oră. Din fericire nu mi-a rupt nimic, doar că am o problemă destul de gravă acum la genunchi. Rotula nu mai lucrează cum trebuie, a ieșit de pe axa ei și am avut o venă a ficatului ruptă, pentru că am lovit cu bidonul ficat și am avut un fel de hemoragie internă în zona ficatului și a rinichilor. Acum este doar totul vânăt, dar au trecut durerile mari. Singura problemă este genunchiul. Astea, în etapa de sprint, echipa a avut o strategie. Trebuiau să lucreze pentru mine pe ultima cățărare, dar acolo colegii mei și-au făcut de cap și în loc să stea cu mine au încercat să tace și să facă ce i-a dus capul pe ei pe ultima cățărare. Din fericire aveam picioare foarte bune și am reușit să rămân în față până la final, ceea ce m-a făcut să fac un top 10, dar îmi pare rău pentru că în ultimul viraj, la 700 de metri de sosire, Kwiatkowski era la roata lui Viviani și a făcut o gaură, făcându-mă să pierd undeva la 10 metri, iar la 65-70 la oră să închizi 10 metri înseamnă să depui un efort foarte mare. Adică eu am făcut un sprint înainte de lansarea sprintului, iar când am lansat sprintul, erau niște găuri de canal foarte mari pe acea șosea și eu eram deja lansat în raportul cel mai mare, adică placa mare cu pinionul cel mai mic. Am pierdut două pedale din cauza că mi-a sărit roata de spate și n-am mai avut cum să lansez bicicleta. Oricum, nu cred că aș fi putut să fac mai bine de un loc 5, văzându-se viteza cu care eram la sosire, dar important e că mă simțeam bine și am ajuns cu bine acolo. Apoi, Milano-San Remo este una dintre clasicele monumente ale ciclismului, prima clasică din sezon. Am ajuns acolo destul de încrezător în mine, pentru că fiind în Tirreno, în etapele care erau pe profilul meu în față, știam că am o condiție fizică foarte bună. Echipa mi-a dat posibilitatea să fiu liderul echipei. La fel ca și în celelalte concursuri, doi dintre colegii mei nu m-au ajutat. Am greșit eu destul de mult, pentru că la începutul Cipresei, mai importantă cățărare a zilei din Milano-San Remo, a fost aproape o căzătură, am fost prins în spate pentru a evita căzătura. Am început Cipresa undeva în ultimele 15 poziții din spate și în vârful Cipresei am ajuns în primii 30, ceea ce înseamnă că am făcut un efort foarte, foarte mare, neștiind cum o să reacționez într-o etapă atât de lungă și cum să mă gestionez. Am făcut un efort foarte, foarte mare pe acea cățărare. Mă simțeam bine,
chiar am spus colegilor că mă simt foarte bine și directorului meu sportiv, dar din păcate pe Poggio, unde în momentul în care a atacat Sagan eram în primii 20, am încercat să mă ridic în picioare și am avut crampe la piciorul drept. Asta doctorul mi-a spus că se datorează oarecum și căzăturii, pentru că aveam și am încă puțin zona lombară de jos încordată foarte tare din cauza căzăturii și bazinul este puțin blocat, dar una peste alta sunt foarte, foarte bucuros, pentru că probabil anul viitor, fără aceste greșeli, o să fiu acolo în față și nu spun că o să îmi joc victoria, dar cred că pentru început chiar și un top 10 ar fi ceva incredibil. E o cursă pe care am simțit-o foarte, foarte, foarte bine, m-a emoționat mai mult ca celelalte concurse și asta mă face să cred că este una din competițiile mele. Ca și competiții viitoare voi avea Coppa Bartali, care va începe săptămâna asta. Prima semi-etapă o să vedem cât de grele sunt dealurile, pentru că este o etapă scurtă de 100 de km, dar cu 3 cățărări pe final, iar după ultima cățărare sunt doar 10 km. Depinde ce vor face oamenii de clasament general și dacă vor face o selecție mare sau dacă se va ajunge un grup de 70-80 de persoane. În funcție de cât de tare se va merge și de cum vor face cățărarea, o să vedem cine va face etapa. Iar penultima etapă este plată și este unul din obiectivele mele. După care am o zi de repaus, voi pleca în Belgia pentru cele 3 zile de la Depan. Acelea pentru mine sunt obiectivele principale, pentru că simt că deja forma este bună, îmi plac cursurile pe pave și vreau să mă fac remarcat în aceste tipuri de concurs. Apoi voi avea Vuelta Limburg, o cursă în Olanda, este cursa pregătitoare cele de la Amstel Gold Race. Și apoi o să am o pauză de 3 săptămâni, după care voi reîncepe competițiile cu Croației.